Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vorbim azi despre mitul creației în funcție de diverse credințe. Arhetipuri în mitul Genezei. Mitul creației reprezintă setul de credințe ce explică într-o manieră legendară, imaginară și filozofică apariția universului, a pământului, a vieții și a ființei umane ca rezultat al săvârșirii actului creator. Mai este asociat cu mitul cosmogonic. Mitologiile diverselor popoare certifică faptul că actul creației e realizat printr-o exercitare a puterii divine, atât în credința monoteistă cât și în cea politeistă. De multe ori mitul creației cuprinde și ideea sacrificiului sau a jertfei aduse de zei. Profunzimea mitului originar este relevantă în modelul actului primordial, care susține respectiva credință mitologică. Actul primordial are calitatea de a fi pe lângă unic și original, un desăvârșit act sacru săvârșit de și prin sacralitate. Dintr-o altă perspectivă, creația este reprezentarea orânduirii haosului inițial prin construirea unei ordini, a unei structuri. Conform cosmogoniilor diverselor popoare, înaintea creației a existat doar haos, iar puterea capabilă de a transforma haosul în ordine e de factură sacră, sacralitatea fiind singura capabilă de o creație continuă printr-o energie creatoare. De remarcat că doctrina creării lumii din nimic, creatio ex nihilo, nu este o doctrină biblică, ea apărând abia în secolul al II-lea era noastră, deși unii cercetători susțin că aceasta nu e un motiv de a crede că nu e o doctrină biblică. Arhetipuri în mitul Genezei. Zeul creator sau demiurgul reprezintă entitatea responsabilă pentru creația întregii lumi materiale și spirituale, în unele cazuri, sau doar a lumii materiale. De obicei, zeul creator este și cel care a dat viață primilor oameni. Existența lui reflectă necesitatea omului de a-și explica originea universului printr-un proces fabulos. Actul creației este sacru, pur, original, unic și irevocabil, reprezintă o biruință, ordine asupra haosului primordial. Din această cauză, zeul creator și-a câștigat în majoritatea religiilor o reputație foarte mare. El este uneori zeul suprem, ca în cazul lui Odin, din mitologia nordică, a lui Atum, din cea egipteană, sau a lui Marduk, din cea mesopotamică. Cu toate acestea, religiile gnostice disprețuiesc zeul creator, precum și materia creată de acesta, și îl consideră un demon sau o divinitate inferioară care a încercat să imite prin creație paradisul. Zeul haosului. Înainte de săvârșirea actului creator și de stabilirea ordinii în univers, lumea era stăpânită de întuneric și dezordine, sau pe scurt de haos primordial. Acest termen abstract definește un spațiu gol, infinit și indefinit. În multe mitologii, lumea a fost creată din haos, adică din nimic, ceea ce amplifică puterea zeului demiurg. Există însă și mituri în care geneza lumii se desăvârșește prin sacrificarea unui monstru, unui gigant sau unui zeu care personifică haosul primordial. Sacrificiul este obligatoriu în acest caz, fără el neputându-se clădi ceva semnificativ și durabil. De exemplu, în mitologia nordică, universul a fost făcut din trupul uriașului Ymir, iar în mitologia mesopotamică, Marduk a sacrificat-o pe zeisa dragon Tiamat, formând cu trupul enorm cerul și pământul. În religia maniheistă, lumea oamenilor a fost făurită din măruntaiele demonilor arhonți. În plan simbolic, biruința zeilor olimpiene asupra titanilor, în mitologia greacă și a zeilor Tuata de Danaan asupra fomorilor în credința celtică, reprezintă victoria ordinii asupra anarhiei și a creației asupra haosului. Zeița mamă. Zeița mamă este în mitologie un simbol al fertilității, al bogăției și al pământului. Ea este asociată adeseori cu mitul Genezei și chiar dacă nu este creatoarea lumii, are un rol decisiv în acest proces. În mitologia greacă și cea egipteană, zeița mamă are nevoie de o jumătate de o zeitate opusă masculină. Astfel, în aceste mitologii, Geneza este văzută ca un ritual al iubirii, ca o împreunare între cele două elemente antagonice ale naturii, pământ cer și masculin feminin. Dacă în mitologia greacă zeița Gaia este pământul, iar zeul Uranus este cerul, în religia vechilor egipteni, locurile sunt inversate, zeița Nut fiind cerul, iar zeul Geb, pământul. În mitologia celtică, zeița mamă, Danu, este una din principalele zeițe din acest panteon, deci are o importanță foarte mare, mai ales că poporul de zei celtici poartă numele Tuata de Danann, adică triburile zeiței mamă, Danu. Zeul șarlatan.
Zeul șarlatan este zeul care intervine în creația demiurgului, de obicei cu intenții malefice, din cauza invidiei, urii, răutății lui născute sau din naivitate și lipsa conștiinței care ar putea provoca rău. Fiindcă lumea la începuturile ei se caracterizează prin puritate primordială și perfecțiune, acest zeu e responsabil pentru aducerea relelor, suferințelor și a morții. El degradează opera ideală a zeului creator și provoacă procesul de degradare progresivă a lumii. Exemplu pentru acest tip de zeu este Ahriman, mitologia persană, sau Sulmus, mitologia mongolă. De asemenea, rolul zeului șarlatan poate fi preluat de demon, duhurele sau spiriduși. Mitul creației în funcție de diverse credințe. Mitologia acadiană. În mitologia acadienilor, vecini a evreilor, omul a fost creat din lut de anumiți lucrători divini, apoi zeițele Namu și Aruru i-au modelat inima și zeitatea Enki i-a dat viață. Acest fapt originar arată că nu există o distanță de nestrăbătut dintre natura omului și a zeilor, cu toate că omul e creat pentru a-i servi pe zei, el totodată este imitatorul și colaboratorul lor. Oamenii trebuie să le respecte poruncile date de divinități, nu să încalce preceptele ordinii sacre, care asigură atât bunul mers al lumii universale, cât și al societății umane. Budismul. Budismul, în general, ignoră întrebarea referitoare la originea lumii, considerând-o chiar inutilă. La fel ca și la celelalte întrebări care țin de esența metafizică, profetul Buddha a răspuns prin parabola săgeții otrăvite. El spune că un om a fost rănit de o astfel de săgeată, iar doctorul, înainte de a-i o scoate din carne și de a se ocupa de vindecarea lui, este întrebat cine a tras, referindu-se la existența unui Dumnezeu. De unde vine săgeata, referindu-se la originea universului și sau a lui Dumnezeu? Și de ce persoana care a tras a făcut această faptă, adică de ce Dumnezeu a creat lumea? Bineînțeles că dacă va continua să pună aceste întrebări și nu-i va fi scoasă săgeata, omul va muri înainte de a afla răspunsurile, care oricum nu pot fi decât niște ipoteze, neexistând certitudinea că sunt adevărate. De aceea budismul se concentrează mai puțin pe răspunsul la întrebări despre originea vieții și se axează asupra salvării ființei de la suferința pe care o implică existența. Mitologia chineză. Antropologia chineză are la bază un cuplu de frate-soră, Fuxi și Niva, două ființe cu cos de dragon care au modelat oamenii din lut și noroi. Aceleiași mitologii este atribuită și entitatea Panku, care creează atât omul cât și lumea din trupul său. În acest caz se poate sesiza un aspect corelant cu mitologia creștină, care presupune existența unui Dumnezeu singur atotputernic, care l-a creat pe om după chipul și asemănarea sa. Mitul chinezesc. În mitologia chineză, la începuturile lumii, cerul și pământul formau un haos asemănător unui ou. Din acest haos se naște Panku, Pangu, un antropomorf primordial care, spărgând oul în două jumătăți, formează cerul și pământul. Cu cât Panku creștea mai înalt, cu atât cele două jumătăți ale lumii erau tot mai mult îndepărtate. După moartea sa, trupul lui formează lumea. Capul lui devine un munte sfânt, din ochii lui se nasc soarele și luna, din grăsimea lui apar mările și fluvile, iar părul lui ia forma arborilor și a vegetalelor. O altă legendă chineză vorbește despre zeul Di. Acesta îl însărcinează pe Zhongli să rupă legătura dintre cer și pământ pentru a împiedica zeii și spiritele care descindeau pe pământ să-i asuprească pe oameni. Datorită apropierii foarte mari dintre cer și pământ, zeii puteau coborî și se puteau amesteca printre oameni, iar oamenii urcau în cer escaladând un munte, un arbore sau o scară. Arborele sau liana ce legau cele două niveluri cosmice au fost tăiate sau muntele ce atingea cerul cu vârful a fost retezat. Doar șamanii, eroii, suveranii și misticii puteau urca prin procese extatice la cer, încercând astfel restabilirea situației primordiale. Un al treilea mit îi descrie pe Fuxi și Nuva, două ființe cu trup de dragon, despre care se spune că ar fi frate și soră și care erau reprezentate în iconografie cu cozile înlănțuite. După potop, Nuva reface cerul albastru cu pietre de cinci culori diferite, taie picioarele unei țestoase uriașe și înalță patru stâlpi în cei patru poli ai lumii. De asemenea, zeița dragon îl ucide pe Kong Kong, dragonul negru.
Nu va adună cenușă de trestie pentru a opri apele revărsate, apoi modelează oamenii. Din noroi pe oamenii săraci, iar din lut galben pe nobili. O altă legendă este cea a lui Yu cel Mare. În vremea tatălui său, Yao, lumea nu era încă orânduită cum este acum, iar apele mari curgeau haotic inundând lumea. Yao ridicase diguri, dar această măsură nu a reușit să stabilească ordinea. De aceea, în timpul domniei sale, Yu cel Mare sapă pământul și silește apele să se rostogolească în mare, după care vânează șerpii și dragonii. Geneza în taoism. În religia taoistă apărută în China înaintea cerului și a pământului a apărut o ființă nedefinită, dar perfectă, care are în mod haotic condiția unui bloc de piatră nesculptat. Această entitate poartă numele Dao sau Mama Universului și este o totalitate primordială vie a genezei fără formă sau înfățișare. Dao înseamnă totodată și transformarea neîntreruptă a lumii printr-o alternanță de energie antagonice, Yin și Yang. Creștinismul. Religiile creștine învață că lumea a fost adusă de la neființă la ființă de Dumnezeu. Acest act de creație se face doar prin puterea cuvântului, căci el zice, iar lumea ia ființă ca urmare a totputerniciei lui. Deci lumea ia ființă ca urmare a cuvântului lui Dumnezeu, astfel încât tot ceea ce există este datorită lui și este creat în timp. Dumnezeu este atemporal, timpul este în afara lui, dar și în el, căci fără Dumnezeu nu există nici timpul. Înainte însă de a crea lumea care intră sub simțuri, a creat îngerii care sunt făpturi superioare omului. În tradiția iudaică, relatarea genezei se află în cartea sacră Kabbala, care își are originea în tradiția orală, se spune, din ce a spus Dumnezeului Moise pe muntele Sinai, sau în alte variante lui Adam. Studiile cabalistice caută sensurile mistice în cărțile creștine, ceea ce se numește sod sau anagogic la creștini. Se bazează pentru asta pe metodologia ancestrală și pe cei 10 sefirot. Găsim ideea de creație în Ezechiel, în conceptul metafizic evreiesc al lui Merkabah, care în mod simbolic, desigur, este un car ceresc. Tradiția iudaică, pe baza Primului Testament, relatează două concepții ale creației. În Geneză, Dumnezeu acționează ca un creator al lumii din haos, plasând omul pe partea de sus a muncii sale. În Psalmi, Dumnezeu acționează mai mult ca un geograf prin care se dispune și reordonarea lumii, menținând o relație directă cu toate ființele și lucrurile, fără a fi neapărat delegată omului un rol proeminent. În lumea catolică, prima abordare va da ideea că omul, care reflectă voia lui Dumnezeu, trebuie să domesticească natura, cu exemplul monahal, al doilea că omul în conformitate cu Dumnezeu participă în natură, cu exemplul derogărilor. Crearea lumii în religia creștină. În religia creștină, Dumnezeu este unicul creator al lumii văzute și nevăzute, este o entitate supremă care există dintotdeauna, nu are început și nici sfârșit. Biblia descrie în prima carte din Vechiul Testament facerea, procesul genezei. Creația lumii s-a desfășurat în etape succesive timp de 6 zile, după care Dumnezeu s-a odihnit și a binecuvântat ziua 7-a. Prima zi, Dumnezeu a creat lumina. Această lumină nu este cea a astrelor cerești care au fost create mai târziu, ci este lumina primordială. Lumina e despărțită tot acum de întuneric și considerată bună de către Dumnezeu. Ziua a doua, Dumnezeu a creat cerul. Apa din ceruri este separată de apa de pe pământ. Creația apei nu este descrisă explicit. Ziua a treia, Dumnezeu a creat pământul. Pământul este separat de apă și îi se dă un nume. Apa este de asemenea numită. Iarba, plantele și pomii sunt creați și acoperă pământul. Ziua a patra, Dumnezeu a creat soarele, luna și stelele. Dumnezeu creează luminătorul cel mai mare, adică soarele, pentru cârmuirea zilei și luminătorul cel mai mic, luna, pentru cârmuirea nopții. Totodată sunt făurite stelele, sunt rânduite anotimpurile, zilele și ani. Ziua cincea, Dumnezeu a creat viețuitoarele mării. Sunt create animalele mării și păsările cerului care sunt împrăștiate în întreaga lume pentru a se înmulți. Conform cu Geneza 2:15-25, întâi a fost creat bărbatul și abia apoi au fost create plantele și animalele, contrazicând astfel ordinea creației din Geneza capitolul 1. Ziua 6-a, Dumnezeu a creat viețuitoarele pământului. Dumnezeu dă naștere animalelor pământului, fiarele sălbatice după felul lor și animalele domestice după felul lor.
ci toate târătoarele pământului după felul lor. Apoi Dumnezeu creează omul din lut după chipul și asemănarea sa și insuflă viață. Primul om s-a numit Adam și i s-a dat poruncă de a stăpâni animalele pământului. Mai târziu, Dumnezeu îi aduce lui Adam o pereche, pe Eva, prima femeie, pe care o modelează din coasta bărbatului. După unele variante, Adam și Eva au fost creați împreună, Geneza 1:27. Conform Bibliei, Adam numește toate ființele pământului, Geneza 2:19, și este dus împreună cu Eva în grădina Edenului. Ziua șaptea, Dumnezeu se odihnește. Mitologie egipteană. Religia Egiptului antic nu este propriu o antropogonie clară, dar cel mai vechi sistem religios din Egipt, cel vorbește de creație ca efect al unei puteri creatoare, al gândirii, al cuvântului unui singur zeu, Ptah. Acesta a născut inițial un gând după care l-a pronunțat, acesta fiind întâiul act de creație. În această mitologie, creația originală are la bază procese psihologice superioare, gândirea și limbajul. Tot în contextul mitologiei egiptene, mai precis în reprezentările artistice ale acestora, o altă tradiție egipteană afirmă că oamenii s-au născut din lacrimile unui zeu îndurerat de pierderea ochiului său. În mitologie egipteană, la începuturile lumii, exista doar o mare înturecată care plutea peste tot. Ea era cufundată în tăcere, era lipsită de orice sunet sau de vreun clipocit și se spune că era corpul zeului primordial Nun, zeul oceanului. Într-o zi însă, din adâncurile acvatice, s-a ridicat un munte la suprafață, iar pe vârful lui s-a născut zeul Soare, Atum, Ra. Acest zeu avea înfățișarea unui om, a unui bărbat și deținea o energie universală prin care putea să creeze tot zeii viitori și toate forțele pământului. Atum îl naște pe Shu, o divinitate masculină, și pe Tefnut, o divinitate feminină. După unele legende, se spune că pe cei doi i-a scos din gât, tușind l-a creat pe Shu și scuipând a adus-o pe Tefnut. Acest mit e întărit și de faptul că Shu înseamnă aer vid, iar Tefnut umezeală ploaie. Acești doi zei gemeni născuți de Amon au devenit amanți și au adus pe lume pe zeița cerului Nut și pe zeul pământului Geb. Imediat ce acești doi zei s-au născut, au fost despărțiți de Shu, care a ridicat-o pe Nut cu brasele și astfel își explică egiptenii faptul că cerul se află deasupra, iar pământul dedesubt, iar aerul Shu între cer și pământ. O altă legendă egipteană relatează altfel crearea lumii. Ea spune că imediat ce muntele a răsărit din apă, pe vârful lui a înflorit o uriașă floare de lotus. Atum se afla în inima florii sub aspectul unui prunc strălucitor. Seara, floarea se închidea scuzând în ea copilul, iar dimineața se deschidea din nou. În această legendă, din gura lui Atum au țâșnit zeii, iar din ochii lui oamenii. În limba egipteană, om și lacrimă se pronunță la fel. La Memphis apare o altă legendă despre originea lumii. Din ocealul Nun răsară un munte și apare înțeleptul zeu Ptah. Acesta începe să rostească numele fiecărei ființe și al fiecărui zeu, oferindu-le totodată cu el și viață. Apoi Ptah creează primele temple și orașe, fabrică pâine și o oferă oamenilor. Un alt mit îl menționează pe zeul Tot, zeu al înțelepciunii, drept primul organizator al lumii. Pe insula născută ca urmare a cutremurului apelor lui Nu, apar 8 zei care iau înfățișarea unor broaște și șerpi. Ei creează soarele dintr-un ou pe care Tot, zeul cu cap de ibis, îl duce în vârful muntelui. Împlinindu-și datoria, cei 8 zei se retrag, iar Tot începe construirea templului în onoarea zeului soarelui Ra, chiar pe locul unde oul a eclozat. Din cojile giganticului ou, el hotărăște să construiască prima capitală a Egiptului. Mitologia fino-ugrică. Mitologia fino-ugrică face referință la mitul creației al popoarelor maghiare, estone și finlandeze, printre altele. Se vede haosul primordial sub forma unui ocean imens. Num este primul zeu care a apărut din acest haos fiind cel care a creat lumea. El trimite pe rând lebede, gâște, scufundătorul polar și pasărea Iguru pentru a aduce puțin pământ de pe fundul oceanului primordial. Doar pasărea Iguru reușește să îndeplinească porunca zeului. Din puținul pământ căpătat, Num creează lumea sub forma unei insule. Când își termină creația, un bătrân misterios îi se arată și îi cere voie să se odihnească pe insula lui. Num acceptă.
însă când se întoarce după un timp, îl găsește pe bătrân gata să nimicească creația. Supărat, zeul îl gonește, dar bătrânul cere în schimb atâta pământ cât se poate prinde în vârful toiagului. Nu-mi accepte, căzând astfel în capcană. Bătrânul misterios atinge cu vârful toiagului pământul, păcând să apară dintr-o dată o crăpătură, apoi dispare în ea, zicând că de acum va sta în acel loc și de acolo îi va răpi pe oameni. Astfel, acea ființă cu chip de om se dovedește a fi, de fapt, spiritul rău care instaurează pe pământ moartea. Num, uimit, își recunoaște greșeala, deoarece crezuse că bătrânul voia să se instaleze pe pământ, nu sub el. Acest mit reflectă motivul înșelăciunii specific genezei lumii, înșelăciune în urma căreia pe pământ se instaurează răul, necazurile, moartea. Mitologia greacă, Hesiod, în lucrarea sa Teogonia, descrie etapele genezei lumii în mitologia greacă. Chaos este prima divinitate care a apărut nu se știe de unde și cum, și care reprezintă o personificare a haosului primordial dinaintea genezei și a instaurării ordinii. Chaos a dat naștere zeiței pământului Gaia, Gea, zeului lumii subterane Tartar, zeului iubirii Eros, zeiței nopții Nix și zeului întunericului Erebus. Fără contribuția niciunui element masculin, Gaia a născut pe Uranus, zeul cerului înstelat, echivalentul ei cel care o va acoperi. Din uniunea lui Uranus și Gaia s-au născut titanii și titanidele, adică zeii ce aparțin primelor generații divine. Titanii erau un număr de 6, Oceanus, zeul apelor, Coeus, Hiperion, Crius, Iapetus și Cronos. Titanidele erau Tetis, Febe, Teia, Temis, Nemosine și Rea. În urma relațiilor între acești titani s-au născut zeii generației olimpiene, cei mai importanți zei ai panteonului grec. Crescând, Cronos a vrut să-și înlăture tatăl de la tron și a reușit datorită mamei sale și a soției lui Rea. Cronos și Rea au avut împreună 6 copii, Hestia, Demeter, Hera, Poseidon, Hades și Zeus. Cronos a temut însă că ar putea fi detronat de ei, la fel cum a făcut și el cu Uranus. De aceea își devorează copiii pentru a scăpa de pericol. Rea reușește însă să-l ascundă pe ultimul născut Zeus, care devenind matur, își biruie tatăl și își eliberează frații, apoi poartă lungi și epuizante lupte contra titanilor, ieșind învingător. Zeus, Hades și Poseidon își împart marea împărăție a lumii, trăgând la sorți, astfel încât Zeus capătă tărâmul cerurilor de pe muntele Olimp, Hades devine rege peste tărâmul subteran al morților, iar Poseidon primește lumea mărilor și a oceanelor. Mitul antigrecesc susține că primul om a fost înfăptuit ca o creatură a lui Prometeu, care a inițiat valoric și practic oamenii atât în spiritualitate, cât și în meserii și în deledniciri. În cazul mitologiei grecești, mitului creației se asociază mitul inițiatului, deoarece Prometeu era considerat și un binefăcător al oamenilor pentru că le-a dăruit acestora focul, după ce i-a creat din humă spre furia lui Zeus. Mitologia hindusă. În textele aparținând mitologiei hinduse, cum ar fi Bhagavata, Purana, Mahavishnu, zeul suprem plutește pe suprafața oceanului cosmic, iar din porii pielii lui se emană un număr imens de universuri. Apoi, aceste universuri sunt inhalate de zeu și sunt readuse în corpul lui, încetându-și funcționarea, pentru ca apoi să iasă din nou, să renască la următoarea expirație a lui. Fiecare moment al respirației, inspirație sau expirație, este echivalent cu câteva miliarde de ani. Mahavishnu îndeplinește astfel rolul zeului creator, dar și destructiv, care influențează evoluția lumii și menține ordinea. Fiecare primă ființă creată în fiecare univers se numește Brahma, iar datoria ei este să creeze o diversitate de elemente naturale, de forme de viață, în lumea pe care o guvernează. După karma pe care au avut-o oamenii în universul anterior, ei sunt puși în noi corpuri și pot fi orice, ori Brahma însuși, ori un animal sau o insectă. Acest ciclu viață-moarte-reîncarnare continuă la infinit. Multe suflete umane purificate primesc atribuții asemănătoare lui Brahma de a administra unele forțe ale naturii și poartă numele Devas. Ele sunt un fel de zei, dar nu au puteri specifice bine definite. În mitologia hindusă se spune că lumea materială nu este decât o mică parte dintr-un cer infinit, etern și spiritual, numit Vaikuntha.
Acest cer, unde timpul este absent, e format din esența perfecțiunii a infinitului, a cunoașterii supreme și a bucuriei. Mitologia incașă. În mitologie incașă, mitul creației lumii se bazează pe informațiile transmise prin iconografia și arhitectura civilizației Inca și pe calea orală de către oamenii băștinași au supraviețuit. Conform acestor informații, pentru incaș, la începuturi, pământul era învăluit în întuneric. Apoi, din lacul numit Coyasuyu, astăzi Titicaca, s-a înălțat zeul Viracocha, Contiki Viracocha, aducând cu el câțiva oameni. Zeul a creat soarele, Inti, luna și stelele pentru a lumina lumea. Din pietre, Viracocha a modelat mai mulți oameni, mai ales femei, pe care le-a creat deja însărcinate. Apoi zeul a trimis oameni în toate colțurile pământului, însă a reținut cu sine un bărbat și o femeie la Cusco, centrul lumii. Un alt zeu creator a fost Con, zeu ce avea forma unui bărbat, dar fără oase. Forța lui creatoare s-a exercitat asupra creării lucrurilor bune de pe pământ, care să satisfacă nevoile primilor oameni. Cu toate acestea, oamenii i-au uitat bunătatea și s-au răsculat. Con s-a înfuriat și i-a pedepsit oprind ploaia și forțându-i să sufere din cauza setei. Zeul Pachacamac a venit în cele din urmă și l-a îndepărtat pe Con, apoi a transformat oamenii răsculați în maimuțe. Noul conducător al lumii a creat noi oameni strămoșii celor de azi. Întemeietorul primei dinastii a regatului Cusco a fost Manco Capac. Într-o legendă, el a fost adus din adâncimile lacului Titicaca de către zeul soarelui Inti. În altă legendă, el este chiar fiul lui Viracocha. Cu toate acestea, oamenii de rând nu aveau voie să pronunțe numele lui Viracocha, de aceea s-au născut și legendele alternative în legătură cu primul mare conducător al civilizației incașe. În islam, omul este creat de Allah. Care a fost motivul creării lumii e greu de spus, deoarece însăși tradiția islamică nu manifestă o atitudine unanimă în această privință. După mutaziliți, lumea a fost creată de Allah ca semn al înțelepciunii sale. Misticii susțin că opera creație e un act al dragostei divine sau al dorinței lui Allah de a se face cunoscut. Religia islamică. În Coran, geneza lumii se remarcă printr-o multitudine de aspecte miraculoase. Creația este la început perfectă, bine pusă în ordine. Numeroase cărți în limba arabă și alte limbi islamice descriu creația ca pe un proces care a durat 7 zile, deoarece Dumnezeu, Allah, nu s-a odihnit deloc. În Cartea Sfântă este menționat, Allah este creatorul tuturor lucrurilor și El este singurul supremul, 13:16. Creator al întregii lumi, Allah a făurit cele 9 ceruri, pământul și straturile lui, Tabakat. Astrele, luna, soarele, primii oameni, Adam și Eva, dar și pe demonul Iblis, cel care i-a ispitit. Multe animale, păsări și pești au fost modelate din lutul rămas după crearea lui Adam. Printre primele creații mai importante se numără și tronul lui Allah, Kursi, cartea bine păstrată, Lauh al-Mahfuz și bolta cerului, Arș, focul etern, Nar, paradisul cu cele 12 porți ale sale și spiritul marelui profet Mahomet. Iadul și cerul, demonii și îngerii au fost creați separat, Allah modelând mai întâi lumina și spiritele îngerilor. Mitologia japoneză. În mitologia japoneză, mitul genezei este văzut ca un ritual erotic, iubirea fiind singura capabilă de a crea lumea. Primii zei din panteonul shintoist au creat la începutul de timpului 2 divinități, una masculină, Izanagi, și una feminină, Izanami, și le-a însărcinat cu crearea lumii. Pentru a săvârși aceasta, ei le-au dat o naginată, un fel de suliță fermecată. Stând pe podul dintre cer și pământ, Izanagi și Izanami au făurit prima insulă, Onogoro, cu ajutorul apei oceanului și a halebardei. Apoi cei doi au construit o columnă uriașă și în jurul ei un palat numit Yahirodono. Izanagi și Izanami au ținut un ritual de împerechiere mergând în jurul columnei, iar când s-au întâlnit, Izanami a fost prima care a salutat. Acest lucru a fost nepotrivit, deoarece zeitatea masculină trebuie să vorbească prima. De aceea, primilor copii, Hiruka și Awashima, nu au fost considerați zei de ceilalți, iar apoi au fost abandonați într-o barcă pe mare. Izanagi și Izanami au reluat ritualul, iar de această dată Izanagi a salutat primul. Drept copii au avut un număr mare de zeități, printre care se numără cei 8 Oyashima sau cele 8 insule mari ale Japoniei antice. Awaji, Iyo, Shikoku, Oki
Tsukushi, Kyushu, Iki, Tsushima, Sado, Yamato, Honshu. Mitologia maiașă. Mitul maiaș al Genezei este descris în detaliu în cartea sacră Popol Vuh. Conform acestei cărți, universul, pământul și oamenii au fost creați de trei șerpi marini și trei entități paradisiace. Mitologia mesopotamică. În mitologia mesopotamică, zeul Demiurg a fost Marduk, totodată zeu suprem și stăpân al cerurilor, al furtunii și al fulgerelor. Procesul creației a reprezentat în această mitologie o biruință asupra haosului și o instaurare a ordinii, dar și o jertfă, prin uciderea zeiței dragon Tiamat. Intrând în conflict cu această ființă monstruoasă, Marduk a trebuit să o doboare în luptă pe ea și pe cele 11 specimene de demoni odraslele ei. Acești demoni aveau diferite înfățișări, centauri, oameni cu gheare de vulturi, oameni scorpioni sau ființe cu capete de leu și coame de taur. Marduk i-a învins pe toți cu ajutorul celorlalți zei, iar pe Tiamat a atacat-o singur. A ucis-o și i-a împărțit vastul trup în două, în cer și pământ. Suflarea monstrului a devenit ceasă, saliva a devenit nori, cei doi ochi s-au transformat între cele două fluvii vitale civilizației mesopotamice, Tigru și Eufrat. Din sângele unui alt dușman al lui Marduk, Kingu, au fost creați oamenii. Mitologia panteistă. Religiile panteiste învață că creația a luat naștere din jertfa primordială a unui zeu. Asemănătoare în acest sens este și credința conform căreia creația este rezultatul unui sacrificiu cosmic, când zeii sacrifică un om care dă naștere mai apoi la animale, pământ și cer. Mitologia persană. În mitologia persană, Zurvan este zeul primordial hermafrodit, este o personificare a timpului și spațiului indefinit, a destinului. În Avesta, secolul 4 înainte de Hristos, timpul este numit Tvasa, adică cel care se grăbește. Conform lui Plutarh, Zurvan a dat naștere lui Ahura Mazda, Ohrmazd sau Oromazdes, zeul binelui, și lui Angra Mainu, Ahriman, zeul răului. Ahura Mazda este născut din cea mai pură lumină, iar Angra Maznu este născut din tenebre. Astfel își explică vechii perși apariția binelui și a răului și originea comună a acestora. Tot Plutarh consemnează că este orânduit ca din cei 9.000 de ani câți are lumea, primii 3.000 de ani să conducă Ahriman, următorii 3.000 de ani să conducă Ohrmazd, iar în ultimii 3.000 de ani să aibă loc marea luptă dintre cei doi. Zeul Mitra este mijlocitorul între cei doi rivali, el îi învață pe perși să jertfească sacrificii specifice zeilor. O legendă răspândită de un preot creștin armean, Esnic din Kolb, relatează că Zurvan aduce vreme de 1000 de ani jertfe pentru a avea un fiu, dar se îndoiește la un moment dat de eficacitatea jertfei sale, ca urmare. El va avea doi fii, Ahura Mazda în virtutea sacrificiului oferit și Ahriman în virtutea îndoielii încercate. Aflând că va naște doi fii în loc de unul, Zurvan hotărăște să-l facă rege pe primul născut. Ohrmazd află acest lucru înainte de a se naște și îi spune și lui Ahriman. Lacom de putere, zeul răului iese primul folosindu-se de violență. Zurvan nu este de acord la început să încredințeze puterea, dar e nevoit să-și respecte promisiunea, de aceea îl lasă să domnească asupra lumii timp de 9.000 de ani, după care va urma la conducere Ahura Mazda. Din acel moment începe lungul război dintre bine și rău. Ohrmazd și Ahriman sunt creatori, însă primul creează făpturi bune, iar al doilea dă naștere celor rele. Ideologia zoroastrismului. Zoroastrismul, religie care apare ulterior în Persia, nu este de acord cu ideea că Ahura Mazda și Angra Mainu sunt frați. Conform capitolului 1 din Bundahism, Ohrmazd este infinit în timp, dar limitat în spațiu de rivalul său. Ahriman este mărginit în spațiu, dar și în timp, deoarece la un moment dat va fi înfrânt și ucis de Ohrmazd. În cadrul luptei dintre bine și rău, Angra Mainu atacă primul, iar Ahura Mazda ripostează făurind o parte din lume. Creația sa este ideală și spirituală și poartă numele de Menoc. El o transpune mai târziu în creația materială Jetik. Jetik este și ea la început ideală benefică, la fel ca Menoc, până când Ahriman își face apariția în interiorul ei, instaurând răul. Acest amestec bine-rău poartă numele Gumecism.
în mitologia persană. Cumecismul va dispărea abia după purificarea finală și distrugerea lui Ahriman și a oștilor sale de demoni. Momentul în care Ahriman pângărește creația pură primordială a lui Omraz este descris foarte amănunțit în diferite texte religioase. Zeul răului sfâșie marginile cerului, pătrunde în lumea materială, Getic murdărește apele, otrăvește vegetația, omoară taurul primordial, îl corupe pe omul primordial. Gaiomart se azvârlă în focul sacru, dând naștere fumului. Mitologia nordică. În mitologia nordică, geneza lumii e văzută ca un sacrificiu sângeros, la fel ca în cazul zeiței Tiamat din mitologia mesopotamică. Snorri Sturluson este cel care relatează cu multe amănunte procesul creației, având ca principal resursă poemul compus spre sfârșitul epocii păgâne, Voluspa. La începutul lumii nu exista decât o genune uriașă, iar cerul și pământul încă nu apăruseră. O inteligență neformată, numită Allfather, controla evoluția întregului cosmos. Din acest haos apar două tărâmuri. În nord, ținutul gheții, Niflheim, și în sud, ținutul focului, Muspelheim. Ținutul Niflheim este identificat uneori cu tărâmul morților și adăpostește un izvor din care se desprind 11 mari fluvii. Ținutul Muspelheim aparține giganților de foc și este condus de Surtur. Aceste două tărâmuri sunt despărțite de marea prăpastie Ginnungagap, despre care se spune că ar fi o rămășiță a haosului primordial. La un moment dat, înaintând în suprafață, Niflheim și Muspelheim se întâlnesc în marea prăpastie, focul topește gheața și se formează o substanță numită Eitr. Din această substanță se naște gigantul Ymir, o ființă antropomorfă. Ulterior, din gheața topită, răsare și o vacă uriașă, Audumbla, cu laptele căreia se hrănește Ymir. Lingând gheață sărată, Audumbla eliberează un zeu pe Bor, cel care mai târziu se va căsători cu giganta Besla și va avea trei fii, Odin, Spirit, Vili, Voință și Vesfân. Când cei trei frați ajung la maturitate, îl ucid pe Ymir, iar sângele acestuia înneacă toți uriașii, cu excepția unuia singur care scapă în mod misterios împreună cu soția lui. Odil, Vili și Vea au creat apoi lumea din trupul lui Ymir. Din carnea lui vor face pământul, din oasele lui stâncile, din sângele lui marea, din părul său norii, din craniul lui cerul. Ei vor crea stelele și corpurile cerești din scânteile azvârlite de Muspelheim și vor stabili ordinea zilelor și a nopților și succesiunea anotimpurilor. Cei trei frați vor făuri apoi cele nouă tărâmuri: Alfheim, Asgard, Helheim, Jotunheim, Midgard, Muspelheim, Niflheim, Svartalheim, Vanaheim, ce vor compune lumea. Yggdrasil, asemănătoare unui arbore uriaș. Bolta cerului va fi susținută de patru pitici, Austri, Vestri, Sudri și Nordri. Cu ajutorul lui Hoelnir, zeul cel tăcut, și al lui Lothur, Odin va crea prima pereche umană, pornind de la cei doi arbori, Askr și Embla, aflați la țărmul mării. Odin le-a dat viață, Hoenir le-a dăruit minte, iar Lothur le-a dat formă antropomorfă și simțuri. Oamenii au fost orânduiți să trăiască pe tărâmul Midgard, lăcașul de mijloc, tărâm înconjurat de un ocean și apărat de o împrejmuire făcută din genele lui Ymir. Mitologia română. Chiar dacă poporul român nu are o mitologie de sine stătătoare, mituri cosmogonice și antropogonice s-au păstrat sub formă de legende. Stoparea creării unei mitologii a fost datorată creștinării timpurii a poporului român, mai exact din faza de formare, fază ce s-a întețit după retragerea aureliană din 271. Influențele culturii romane în special, dar și acele grecești, compilate în contextul mediului predominant rural și agricultural, au dus la formarea unor ființe și a unor obiceiuri endemice. Totuși, creștinarea a împiedicat dezvoltarea lor, acestea transformându-se în superstiții, asociate de obicei răului, dar și binelui, devenind sfinți. Un exemplu de modificare locală a nervurii mitice biblice reprezintă dorința lui Adam și a Evei, morți la vârsta de 700 de ani, de a fi îngropați în muntele Alelei. În folclorul bucovinan s-au păstrat variante cosmogonice stranii, cu rădăcini foarte vechi. La început nu era nimic pe lume decât un munte mare purtat de vânturi. Din vârful său ieșea foc, iar din foc s-a născut o femeie neînsuflețită, al cărei trup a fost purtat multă vreme de vânturi
până a ajuns la vântul cel mai de sus care i-a dat viață. De acolo femeia coboară pe munte unde găsind două bucăți de fier lenghite, rămânând astfel însărcinată, și naște doi copii, unul șchiop și deștept, altul teafăr și prost. Muntele neavând fier și frații având nevoie de lut, cel prost aduce lut din adâncul mărilor, iar cel deștept creează din lut un cal fără viață. Ei intră pe rând în cal ca să-l miște, făcând apoi și o căruță. Fiindcă numai fratele prost izbutise să miște calul, rămâne să tragă el toată viața. Ceea ce acest mit vrea să exprime este că Dumnezeu era necunoscut în acele timpuri, deci creștinismul nu se infiltrase în teritoriul românesc sau se infiltrase sporadic. Mitologia română, în formele cunoscute de noi azi, nu cuprinde zei, numai duhuri, divinități de origine totemică, Sfânta Vineri, Pasărea Măiastră, animale oraculare, oaia năzrăvană, calul năzrăvan, demoni, ielele, dracul, muma pădurii, divinități luciferice, cățelul pământului, monștri zoomorf, balauri, giganți, uriași și novaci, eroi miraculoși, făt frumos, prâslea și zâne, ursitoarele, Ileana Cosânzeana, divinități ale naturii aduse de creștinism, sunt Petru, sunt Ilie. Există și instrumente magice folosite de eroi în scopul învingerii răului sau în scopul de a face rău. Căciula fermecată, flautul fermecat, bușteanul ielelor. Există și tărâmuri paralele, cel mai cunoscut fiind tărâmul celălalt, care nu este infernul, ci o lume paraumană din alt univers. Mitologia română are patru caracteristici de bază. Lumea populată de duhuri rele și bune pe care omul le poate păcăli cu ajutorul inteligenței sale, destinul implacabil, așa cum spune și Dimitrie Cantemir despre credința românilor, ce cred că punctul de sfârșit al vieții e pus de zei și nu poate fi schimbat, de asemenea orice moment din viață. Un exemplu în acest sens este balada populară Miorița, unde oracolul nu este o prevenire, ci o anunțare obiectivă a unui fenomen natural ce nu poate fi modificat. Credința într-un tărâm secund paralel, rar, infernal și de obicei paradisiac, dar nu în sensul biblic, deoarece credințele păgâne nu au pătruns încă în acest mit. Convingerea că undeva există nemurire, așa numită tinerețe fără bătrânețe și viața fără de moarte. Mitologia tibetană. În mitologia tibetană, lumea a fost creată de zeii celești, Piva, imaginați ca fiind munții cerului. Unii dintre acești zei au coborât pe pământ, aducând cu ei animale, plante și pe cei dintâi oameni. Această epocă paradisiacă durează 10.000 de ani. Un demon închis în al nouălea etaj subteran a reușit să scape și a răspândit răul în lume. Zeii s-au retras în cer, iar lumea a continuat să decadă timp de sute de mii de ani. Întâlnim aici mitul perfecțiunii începuturilor urmate de degenerarea progresivă a universului. Mitologia uralo-altaică. Miturile genezei în mitologia uralo-altaică au suferit influențe indiene, persane și chiar scitice și tibetane. După scindarea marii familii uralo-altaice, în mai multe popoare au apărut o mulțime de concepte religioase referitoare la nașterea lumii, însă de cele mai multe ori zeul Tangri, Tangeri, Tangere sau Tingir, este recunoscut ca marele creator al lumii. Tangri este zeul creației, zeul făcător. Ordinea cosmică, organizarea lumii, destinul oamenilor depinde de acesta. Conform mitologiei uralo-altaice, Tangri și ceilalți zei au creat pe oameni, apoi spiritele cele rele au răspândit moartea și bolile pe pământ. Într-un text din inscripțiile paleolitice de la Orkhon, secolul 7-8, e scris că în sus cerul albastru, jos pământul s-au făcut, între acestea două au fost zămisliți fiii omului. Variante ale mitului genezei la turci, tătari și mongoli. Odată cu scindarea poporului uralo-altaic a început să decadă însemnătatea zeului Tangri și au apărut câteva variante ale mitului genezei care recunosc de creator pe alți zei. Într-un mit care a circulat printre popoarele turce, rolul de demiurg aparține lui Sombol Burkan. La începuturile lumii, el plutește pe apele oceanului primordial. Zărind o pasăre acvatică, îi cere să se scufunde în adâncuri și să-i aducă pământ. Din lutul primit de la ea, zeul creează lumea. Un mit al tătarilor vorbește despre lebed, o lebădă albă care se scufunde la rugămintea lui Dumnezeu și aduce pământ în cioc. Din acest pământ e făurit pământul neteci întins. Mai târziu își face apariția diavolul care face mlaștinile. La mongoli, un mit al genezei îl descrie pe Ocirvani și Tsagan Sukurti, doi zei ce coboară din cer în marea primordială. Ocirvani îi cere tovarășului său să aducă niște nămol din ocean.
După ce întind nămolul pe spinarea unei broaște țesoase, adorm amândoi. Sosește mai târziu diavolul Sulmus, care, încercând să-i arunce în apă pe cei doi, prostogolește din greșeală bucata de nămol, bucata care, crescând, formează pământ. Un alt mit asemănător este cel în care Ocurman, care trăiește în cer, vrea să făurească lumea și de aceea îi cere lui Sagan Sucurti să caute Lut în numele lui propriu. Sagan Sucurti aduce ceea ce i s-a cerut, dar devine înfumurat zicând că fără el, Ocurman nu ar fi reușit să dobândească pământ. Lutul îi se scurge atunci printre degete, iar Sagan este nevoit să se scufunde din nou în ocean, de data aceasta în numele lui Ocurman. După creația lumii apare demonul Sulmus și cere o bucată de pământ cât să cuprindă cu vârful toiagului. Fiindu-i acceptată cererea, Sulmus lovește cu toiagul în pământ și creează șerpii. Religiile gnostice. În religiile gnostice, adevăratul Dumnezeu nu este cel care a creat lumea. Geneza acesta este opera unor puteri inferioare, unor chiar diavolești. Lumea oamenilor este o imitare demonică nereușită a unei lumi superioare divine. Crearea lumii nu numai că nu mai este o dovadă a puterii lui Dumnezeu, ci este explicată ca un accident suvernit în regiunile superioare sau drept rezultat al atacului primordial al întunericului asupra luminii. Gnosa valentineană. După profetul Valentin, prima entitate care s-a desprins din haos este tatăl sau primul principiu, absolut invizibil, transcendent și incomprehensibil. El s-a unit cu o divinitate feminină, Enoia, gândirea cu care a dat naștere celor 15 perechi de eoni. Aceștia formau lumea spirituală din jurul divinității primordiale, numită și Pleroma. Ultimul dintre eoni a fost zeița Sofia, înțelepciunea, care din nesăbuința de a încerca să-și cunoască tatăl, a provocat apariția răului și a patimilor, elemente ce vor compune o înțelepciune inferioară. Între timp, Pleroma îl zămislește pe Mântuitor Iisus, care, coborând din lumea superioară, compune materie invizibilă și îl creează pe Demiurg, cel ce va fi făuritorul luminoasă. După ce Demiurgul săvârșește geneza, ignoră existența lumii superioare și se consideră pe sine unicul Dumnezeu. Tot el, însuflețindu-i cu respirația sa, făurește două categorii de oameni, chilicii și psihicii. Însă elementele spirituale răspândite de Sofia în lumea inferioară intră în respirația lui Demiurg și duc la apariția celei de-a treia clasă umane, pneumaticii, singurii capabili să se mântuiască. Gnosa maniheană. Gnosa răspândită de Mani susține că la începuturi cele două substanțe primordiale, lumina și întunericul, binele și răul, Dumnezeu și materia coexistau, dar erau bine despărțite de o graniță. La nord domnea Părintele Măreții, asimilat cu Dumnezeu Tatăl la creștini, iar la sud Prințul Întunericului, identificat cu Ahriman la perși și Diavolul la creștini. Din cauza mișcării dezordonate a materiei, Prințul Întunericului este împins către granița nordică a regatului său. El zărește splendoarea lumii și dorește să o cucerească. Atunci Părintele Măreției hotărăște să-l respingă el însuși pe dușman. O zămislește pe mama vieții, care la rândul ei dă naștere omului primordial. Având o armură alcătuită din 5 straturi de lumină, acesta coboară la graniță, dar este învins în lupta cu întunericul și cu demonii, arhonți. În urma acestei înfrângeri, lumina se amestecă pentru prima dată cu întunericul, iar materia deține o parte din sufletul divin. În a doua etapă a creației, Părintele Măreției evocă spiritul viu care, coborând în întuneric, îl prinde de mână pe omul primordial și îl înalță către paradisul luminilor. Totodată, spiritul viu îi doboară pe demon și făurește din pieile lor bolțile cerurilor, din oasele lor munții, iar din carnea lor pământul, apoi creează soarele și luna. În a treia etapă a creației, Părintele Măreției decide să recupereze toate particulele luminoase răspândite de omul primordial în întuneric. De aceea, el îl emană pe al treilea trimis. Acesta organizează cosmosul ca pe o fântână recaptat particulele de lumină. În primele 15 zile ale unei luni, aceste particule urcă până la lună, care ajunge lună plină. În următoarele 15, lumina se mută în soare și în cele din urmă în paradisul luminilor. Cu toate acestea, mai rămân particule captive, deoarece au fost înghițite de demon. Atunci trimisul se arată demonilor mascul sub înfățișarea unei tinere fecioare, iar demonilor femele sub chipul unui tânăr bărbat. Înflăcărați de dorință, arhondiții masculi își răspunde sămânța și odată cu ea și lumina pe care o înghițiseră, iar femelele nasc înainte de vreme, avortonii lor fiind aruncați pe pământ.
Prințul Întunericului își face griji pentru pierderea prețioaselor particule și de aceea recurge la un gest disperat trimisând doi demoni, unul mascul și celălalt femelă, pentru a devora toți avortonii care aveau închisă în ei lumina. După ce săvârșesc acest macabru proces, cei doi demoni se împerechează, zămislindu-i astfel pe Adam și Eva primii oameni. Astfel, o mare cantitate de lumină ajunge în trupul oamenilor, ei devenind acum obiectul principal al răscumpărării. Conform religiei maniheiste, principalul obiectiv al omului este de a se mântui pentru a putea readuce particulele luminoase din corpul lui la origini, în paradisul luminii. Bogomilismul, erezia bogomilistă, susținea că lumea materială a fost creată de Satanail, Satan sau Diavolul, Dumnezeu cel aspru din Vechiul Testament. Bogomiliștii credeau că Satanail era fratele lui Hristos și fiul lui Dumnezeu. Pentru ei lumea era rea, demonică, tainele, icoanele, ceremoniile religioase și cruce erau deșarte, singura posibilitate de izbăvire fiind viața în sărăcie, umilință, pocăință și rugăciune. Creaționismul. Creaționismul e, din punct de vedere teologic, o credință care susține că universul a apărut prin implicarea unei forțe divine, a unei inteligențe superioare sau a unei entități incomprehensibile, abstracte. Având o vechime foarte mare, această credință intră în contradicție cu evoluționismul, cu fenomenul Big Bang sau cu alte teorii științifice. Spre deosebire de acestea, creaționismul afirmă că formarea universului și a elementelor ce-l compun nu a fost un fenomen lipsit de o cauză inteligentă, ci o acțiune voită de un zeu creator. De-a lungul timpului, diferitele popoare ale lumii au creat o sumedenie de mituri pentru a explica originea lumii. Prieteni, atât pentru azi, sunt Cristian Alexandrescu, dorindu-vă toate cele bune, vă spun ca de obicei pe curând!